tirar, mă, sa, dracu. Bă, du-te, mă, dracu, să mor tu. La ce aștept, mă, piesa? Că asta e piesa care mă face pe mine să trăiesc, să moară mamă. Asta e piesa care te face pe tine să trăiești? Da, să moară mamă. Uite, bă, ce coincidență, exact piesa care mă face pe mine să mor. Du-te, dracu, ste. Mă rog, familie, mă, deci când o melodie asta, parcă îmi plec așa din buzunar, un plic cu bani. Auzi, mă, mi capatule. Bă, am citit ieri o chestie. Ce-ai făcut, mă? Chiere, am citit o chestie. Băi, prostule, care ești, nu o lua, băi, pe palta asta, băi, prostule, că așa s-a pierdut o grămadă de oameni, băi, șmecheri și de valoare. Băi, prostule, ascultă-mi cu ala, fratele tău, vorbă ce spune adevărat. Deci, de la cărți o să ajungi prost și sărac, să moară mamă. De la cărți ajungi prost și sărac? Da. Asta înseamnă că tu ai citit biblioteci întregi, să moară familia mea. De ce? Bă, fii atent aici. Deci, ieri am citit, că asta, am citit un anunț. Înțelegi? Un anunț la o școală de asta de actorie și mâine dimineața examenul și am emoții. Pentru aia care dă examenul? Pentru cine, drept? Da, pentru aia care dă examenul. Că asta e viața mea de zi cu zi. Ia, așa, dintr-o dată emoții random pentru oameni care nu-i cunoști și care dă examene. Și că, pentru mine, handicapatule, că mă duc la examen. Orele? Care examen, orele, handicapatule? Examen de actorie, ți-am spus adineuri. O, mă, prostule, ouăle, o să moară mama. Examenul e la orele, că vreau și eu să vin, uite. Nu știu, mă, pe dimineață, orele 11, na? Pot. Poți pe la 11? Da. A, nenorocire, că după aia nu mai ai timp. Tu ai niște zile extrem de ocupate, cum e programul tău, mi se rupe sufletul de tine, mă. La ora 1 ți-ai și te scobești. După aia faci o pauză 5 minute, până pe la 3 te mai scobești în nas, după aia mănânci ceva că ești și tu, om, e norocire cu programul. Da, mă, taci, mă, dreacu din gură, să moară mama. Și zi, mă, dar ce, actoria asta e meserie bănoasă sau ce? Bă, actoria nu faci pentru bani, bă. Dar de ce, dreacu, fă-i? Nu știu încă de ce, bă, ideea e în felul următor, că asta m-a frapat și pe mine. Deci fii atent. În anunțul ăla zice în felul următor, că oferim câștiguri foarte, foarte mari, foarte rapide, absolut impresionante, din actorie pentru toți cursanții noștri. Că asta mă, știi? Gata, mă, păi mă bag și eu, mă, Roberte, să mă rog. Păi nu știu, mă, ai tu chemare pentru actorie? Păi eu n-am chemare, dar îmi faci tu, bulagiule, că de-aia te-am pe tine acolo, cârnat mic ce ești. Ca și a făcut și sora lui maică-mea când a plecat în America, i-a făcut cineva chemare și acum e bine liniștită, de 10 ani de zile stă acolo, n-are nicio treabă. Doamne, cât de prost ești trăit, iar familia ta. Fă-mi, bă, bulagiule, și mie chemare să moară mama, că vreau și eu să-mi fac un rost în viață, mâncați-aș gura ta să fac... Nu mai faci iar ca handicapatul din cap așa că mă enervezi. Dacă vrei să mergi cu mine la examen, vezi că trebuie să pregătești ceva pentru examenul ăsta. Ce îți pregătești? Un sandwich cu pui. Mă pregătești un monolog, o poezie. Păi, monolog sau poezie? Ce vrei? Ce vreau? Da. Vreau să-mi spui, dracu, ce să pregătesc, cu monolog sau poezii. Aia, pune trandafirul. Păi n-ai zis, băi, șmechere, că nu-ți place, că astea... Malune, decât să te aud pe tine, prefer să aud trandafirul, hai. Da. S-a schimbat.